salut și bine v-am găsit la un nou episod. Eu în spatele meu în acest moment am o grămadă de zombie și stați puțin să vă încep. Eu mai ne dat sunt la asta. Unde e așa? Unde era? Așa, ăsta cred. De la off. Așa, bun. Deci eu aici am mulți zombie și scheletoni și aici am, ia să-i număr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iron golem. Scrieți-vă în comentarii cine ar fi ultima, următoarea rundă, adică prima rundă, și să vedem. O să spargă această perete și o să lupte. Let's see! Haideți, puteți intra! Bă, stai aia epică! Ia, să vedem! Portile s-au deschis! Ok, fiți atenți ce se întâmplă aici. Wow. Foarte ușor pentru aia care nu acestea. Dar puțin. Aia nu băie mii? Gata, cred că am câștigat deja. O treabă foarte ușor pentru aia în golem, bravo vouă. Deci, prima rând am câștigat aia în golem, foarte ușor. Ok, ne revenim cu următoarea rundă. Bun, acum suntem la runda a doua. Avem niște religiori, niște piligeri și niște evocări. Să vedem ce să câștige. Aici avem 6 arangule, nu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da, 6 sunt. Bun. Le dăm drumul în 3, 2, 1, start! Ok, dar mai departe, ia să vedem. Ok, se luptă acolo. Dar unii n-au văzut, a început lupta. Încă. Se face acum să ia la bătaie. Ia. Wow. Cred că câștigă Iron Golem. Ia să vedem. A murit! Nu, mai sunt mai doi. Haideți! Hai, aveți grijă! Nu mai sunt mulți. Nu mai aveți multă viață. Mai e unul singur. Nu, moare. O să moară. Oh, nu, am câștigat. Wow. Ce luptă strânsă. Am văzut că o să câștige Iron Golem, da. E un clip. Pur și simplu i-au curățat, n-au avut nicio treabă. Da, revenim cu runda a treia. Ok, de pauza. Dăm kill-ale. Kill-ale. Am dat. Oh, nu, stai. N-ai, bă. Asta nu-i night. Nu-i gâh. Cred că e noapte așa. Adică sunt două. Ai soare. Da, și o să punem. Ăștia, bă, ce sunt ăștia? Mirosuleți.
oglini. Nu așa vreau. Așa. Nu pinge. Ravageri? Cred că ravageri. Da, sunt ravageri. În loc la poliții ăștia. Zis oglini. Să fie oriunde cu ravageri. Mai greu, sincer. E. Și o să fie 10 rânguri. What the dog doing? Bun, suntem în următoarea rundă, adică a treia, și asta va fi penultima, că următoarea va fi una foarte șmecheră, uitați-vă, stați până la final. Avem ăștia, revigiori, o să-mi spawnez unul, revigiori, și Iron Golem. Da, s-a luat la bătaie cu Vahabana, dar sunt destul de multe Iron Golem, sunt vreo 10. Deci, să le dăm drumul, zic eu. Haideți! O să fie o bătălie destul de strânsă, cred. Ia să vedem. Ok. No. Haideți! Eu țin cu revigerii. Pe cine țineți? Să vedem. Ăștia iau Iron Golemii. Sincer, mă așteptam să câștige Iron Golemii. Că iau destul de mulți. Deci, revenim cu ultima rundă. Alu, și bine ați venit în ultima rundă de Iron Golem vs. o grămadă de mobi. Deci, să le dăm drumul. Nu vreau să spun toți mobi, că sunt extrem de mulți și o să dureți ceva. Ok, le dăm drumul! Olo! Mă departez, o să am live, probabil. Și cred că am. Ce-o zburat ăla, ești nebun? Ok. Ok. Să vedem. Mai mult și câștigă. E de data asta țin cu Iron Golemii. Știți. Să ce mai fac o să intre, că ăștia nu vor la bătaie, efectiv. Așa. Haideți. Hai că vrem să vedem luptă, băi, nu vrei să mergeți pe aici? Da, uite, mergeți pe aici. Să vedem, cred că știi, da, câștigă Iron Golem. Încă doi pingeri. Și acțiați Iron Golem, da, uitați. Da, mai devreme am încercat să pun și Warden, dar l-am lăsat să plece. Și e pe aici, aș face nebunii, se luptă cu animale random. Da, atât a fost cu acest episod, de acolo pe comunitate, să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Eu am fost Dragio. Da, și ne vedem data viitoare. Pa, pa!